Bun, fii atent. Discutăm acum cu Vlad Iacob, fost oficial la Dinamo. Cred că fost. Sper că nu s-a mai întâmplat ceva între timp și mi-a scăpat mie. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața! Mi-a scăpat ceva? Nu. Fostul administrator special al clubului. Fost oficial, da. Fost, da. Vreau să te întreb, la ceva distanță după plecarea ta din club, cum vezi situația de acolo? Situația pentru mine în calitate de suporter. De suporter. Este extrem de tristă. Este îngrijorătoare. Și este problematică. Văd nenumărate probleme, văd foarte multe lucruri făcute diferit față de ceea ce am făcut în sezonul precedent. Așa. În sezonul precedent ne confruntam cu niște crize acute, mai ales la nivel financiar și la nivel de personal. În cadrul clubului, cu toate astea, lucrurile erau făcute cu totul și cu totul altfel. Ok. Ce vezi important, esențial, diferit de planul pe care mergea echipa, mă rog, mergeai tu, că echipa nu era foarte mare? În primul rând, noi eram sinceri anul trecut. Noi spuneam lucrurilor pe nume, spuneam situația în care ne aflăm. Noi am început, să zic așa, atât pregătirea cât și recrutarea jucătorilor ultimii, ajungând la club cu 2 săptămâni înainte de începerea campionatului. Existau carențe financiare, existau întârzieri cu privire la pregătirea fizică, coeziunea lotului și așa mai departe. Lucruri care nu s-au mai întâmplat în acest sezon sau, dacă s-au întâmplat într-o măsură extraordinar de redusă și mă refer la felul în care a fost gestionată interdicția la transferuri și întârzierea cu care s-au efectuat transferurile, dar cu toate astea să nu uităm că vorbim de cel puțin o lună de zile, de mai mult de o lună de zile pentru pregătire în care antrenorul a avut la dispoziție jucătorii, a avut un cantonament în străinătate, a avut cam toate condițiile necesare pentru performanță și lucrurile nu s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat în sezonul precedent. Dacă în sezonul precedent am spus la începutul sezonului, la începutul campionatului, că avem nevoie de 6-8 săptămâni ca să vedem Dinamo la potențialul său maxim, lucru care s-a adeverit și, dacă țineți minte, am avut o serie fără înfrângeri care a început chiar undeva după 6-7 săptămâni. Acum lucrurile par să meargă din rău în mai rău. Da, vreau să te întreb o chestie, pentru că există teoria asta în fotbal. Dom'le, dă-i continuitate unui antrenor, că lucrurile se vor așeza în timp. Are nevoie și antrenorii vin și spun, dom'le, dați-mi timp ca să așez lucrurile. Burcă a avut timp la Dinamo, a promovat clubul, l-a dus la un nivel superior. În momentul ăsta primește timp în Liga 1. Crezi că timpul va rezolva problema sportivă serioasă a lui Dinamo în acest moment? Eu cred că e nevoie pentru... Nu e un răspuns simplu. Cred că e nevoie de o analiză mai amplă. E nevoie de o analiză, în primul rând, a jocului lui Dinamo. Trebuie văzut dacă jocul lui Dinamo, într-adevăr, produce performanță. Și aici o să fac o distinție foarte, foarte importantă între performanță și rezultate. Rezultatele pot să nu vină, rezultatele pot să întârzie, dar totuși performanța din teren poate fi una pozitivă. Poate fi un joc care produce ocazii și restricționează ocaziile adversarului, dar rezultatul final poate fi egal sau poate fi chiar o înfrângere. Da? Pe termen scurt poate exista ghinion în fotbal, cum la fel poate exista și noroc. Însă pe termen mediu și lung lucrurile se echilibrează. Și trebuie văzut dacă jocul efectiv al clubului este unul care produce fotbal, care produce ocazii și care reușește să restricționeze cât mai bine ocaziile adversarului. Și după o astfel de analiză putem să tragem niște concluzii. Ok, dar mai degrabă ești tentat să crezi ce în momentul ăsta? Că suporterii mai gândesc la impuls, nu neapărat după o îndelungă analiză. Sau analiza a fost făcută de la meci la meci?
Eu am analizat lucrurile și voi spune ceea ce cred în curând, încă nu am o concluzie finală, să zic așa, dar urmăresc indicatorii statistici și indicatorii de performanță și consider că așa ar trebui să-și desfășoare activitatea orice club de fotbal în 2023. Dinamo nu și-o desfășoară așa, după parametrii? Eu tind să cred că nu. Adică fie nu și-o desfășoare așa, fie în comunicarea publică lucrurile sunt prezentate diferit. Dacă nu se schimbă nimic, categoric, dramatic, drastic, de fapt, în club, crezi că Dinamo poate evita retrogradarea în sezonul ăsta? Dacă nu se schimbă nimic semnificativ în club, cred că vor fi mari probleme în evitarea retrogradării. Am înțeles.